Anii din ce în ce mai dificil, condițiile climatice extreme, lipsa totală de precipitații pe care o avem în ultimul timp, ne obligă să găsim soluții de protejare a solului. Solul, din păcate, nu avem cum să-l protejăm decât prin acoperirea cu resturi vegetale. Din cauza lipsei de precipitații, culturile de acoperire momentan nu pot fi luate în calcul. Alegem să protejăm solul prin păstrarea resturilor vegetale la suprafața lui. A proteja sau a nu proteja solul în momentul de față poate face diferența dintre a avea sau nu avea o cultură în anul viitor. Menținem resturi vegetale la suprafața solului pentru a limita pierderile de apă, pentru a limita eroziunea asupra solului, pentru a limita efectele devastatoare ale vântului. Tehnologia strip-till și în special mașina Tchaikovsky, prin prelucrarea verticală pe care o poate face, asigură creșterea stratului de humus de care avem atâta nevoie pentru a eficientiza această lucrare de semănat. Chiar în acest moment prelucrăm, fertilizăm și semănăm printr-o singură trecere, reducând costurile, eficientizând foarte mult lucrare și conservând apa. După cum se poate vedea, această solă este neatinsă din momentul în care am recoltat. Se poate observa faptul că nu avem bolovan, se poate observa că avem încă umiditate, se poate observa că avem toate condițiile pentru un start bun al culturii și pentru reușita acesteia.